Iar dimineață, polițiștii din municipiul Drobeta-Turnu-Severin au depistat în trafic un tânăr în vârstă de 27 de ani din comuna Breznița-Ocol, în timp ce conducea un autoturism pe artera Walter Mărăcineanu, după ce consumase băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,53 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta monstre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. La data de 15 februarie anul curent, ora 7:18 minute, polițiștii din cadrul serviciului rutier au depistat în trafic un bărbat de 27 de ani din comuna Breznița-Ocol, în timp ce conducea un autoturism pe strada Walter Mărăcineanu, după ce a consumat băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,53 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta monstre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Totodată, în ultimele 24 de ore au fost sancționați 22 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 14 șoferi care nu au purtat centura de siguranță. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 20.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 10 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.